Bravo lor, la noi nu se poate. La noi nu se poate. Și vin tot felul de hoți din politicienii actuali la televizor și spun: domnule, dar Franța are energie nucleară și își permite. Dar și Bulgaria a interzis. Bulgaria, vecinii noștri, Bulgari. Bun, și bulgarii au energie nucleară, poate să spună. Dar vă spun că este... Da, știm, au interzis și bulgarii, au făcut un moratoriu. Dar nu atât, asta vreau să vă spun. Argumentul lor este că au energie nucleară. Ok, și noi avem. Și am putea să mai facem la cele două reactoare de la Cernavodă. Dar n-avem cui să o vindem. Că nu se mai produce nimic în țara asta. Au pus totul pe butiu și au vândut. Să nu uităm, au făcut parcuri eoliene. Nu merg decât 10%, că nu se păia în sistemul național. Și atunci, de ce avem nevoie de gaze de șist? Ce energie ne trebuie din gazul de șist? Când noi nu avem ce face cu ea. Putem să adăugăm și hidrocentralele care stau și nu funcționează. Nu sunt retehnologizate. De ce? Ca să ne otrăvească apa. Apa de băut și viața. Hoților, de gaz, nu vă mai vrem!